Bună dimineața, așa din spatele clădirii, zona mai puțin frumoasă a orașului Chicago. Sănătate, nața bună! Zona asta nu prea o vedeți pentru că e mascată. Asta e gangul, este de fapt. Este aleea din spate. Gangul pe care îl vedeți voi în filme, așa arată în realitate. La fel ca în filme, de fapt. Exact. Aleea. Și tot timpul gunoaiele sunt în spate și mașina de gunoi vine și preia totul din spate. Într-un fel se păstrează curățenie pe străzile principale și na, zona asta de gunoaie e mai mascată. Da, zona mai puțin. Nu e mizerabilă. Nu, doar că nu prea se vede. Și ar mai fi de adăugat că clădirile în general sunt mai frumoase pe partea cealaltă decât pe partea din spate. Fațadă. Sunt foarte multe clădiri care în zona din față pun un înveliș mult mai frumos decât în zona din spate. Și arată foarte ciudat. Da? Da. Așa e aici. Ai observat și asta? Da, fațade. Tot timpul construcțiile au fațade, nu? Și dacă mergi spre downtown, construcțiile care mai au cât de cât formă așa arhitecturală, design, are fațada făcută bine. Și da, și dacă se poate ca pe o parte să mai economisim din bani, care nu se vede, așa. Economisim, nu e nicio problemă. Suntem gata de plecare, nu mergem departe, doar cumpărăturile de weekend. Cam ceea ce facem în fiecare sâmbătă. În fiecare sâmbătă, așa pe la prânz, ne pregătim pentru următoarea săptămână. Asta e prietenul nostru, Alin. Salut, Alin! Aline, să știi că te-am prins pe cameră. În fiecare sâmbătă cumpărăm pentru următoarea săptămână, pentru că avem un program foarte încărcat și atunci cumva încercăm pe weekend să cumpărăm în mare cam tot pentru următoarea săptămână. Rare ori mai mergem să mai completăm cu una alta, decât dacă de să ne luați și porbagaj mare, de ceva, să putem să umplem pe o săptămână. Atâta. Cum a fost săptămâna trecută, ni s-a făcut poftă de mămăligă și n-au mămăligă acasă, mergi să iei mălai. N-au avut mălai, da. Deci mergem la Costco, cum vreți să-i mai spuneți. Mergem la Costco, mergem la Aldi și poate la Jerry, să vedem. Așa. Și mai trecem pe la Menards, că trebuie să luăm plaster, care e gips. Un fel de gips. Luăm un gips pentru că Oana a rămas fără gips pentru machetele ei. Mai are de făcut o fundație și termină casa. Am 3 machete de făcut pe luni. Dacă mă întrebați de ce n-am postat duminica trecută, e din cauza asta. Duminica trecută am muncit toată ziua cu Mr. Tamaș, care m-a ajutat să fac 3 machete pe luni. Pe vineri am avut o machetă mare de grup, poate ați văzut-o pe Instagram, și pe luni am încă 3 machete. Machete peste machete. Asta e modul meu de a mă relaxa. După o săptămână de tras pe drumurile patriei americane. Să mai tai pe weekend. Lemnuțe. Nu, când schimbi munca, când îți schimbi activitatea, se numește relax, pentru că ai schimbat, dar nu mai ai focusul. Ești tu drăguț, dar nu cred că e relax. I'm
Plaster of Paris. Da, nu o să mai ai proiecte, dragă, de turnat. Nu cred, cu plaster. Uite ce bolovan e aici. Sper că nu. Să alegi arma preferată care vrei să dai gata zăpada. Încălzitoare aici, uite. Unde vreau să instalezi tu. Cum? Asta trebuie să instalezi tu. Da. Băi, dar de ce e așa de scumpă? 54 de dolari. E cea mai scumpă dintre toate. O avea ceva special. Mai trebuie să și instalezi tu. Asta un pinch, deci uite, vezi, dar e un lamă așa. Și mergi chiar. Avem un soare cu dinți. Vezi? Chiar că cu dinți, da. Și dințos, ia. Hai că am găsit plaster. Am mai luat niște... Deci am luat gipsul. Cum se numește? Șmirgel? Șmirgel. Am luat un echer. Și mai ce? Și un cutter. Un cutter. Nu ce vroiam. Și un set de lame. Am nevoie de lame, dar nu găsim pentru cutterul nostru. Așa că am luat altul. Deci, $3.99 era? Da, $3.99, da. $3.99 ăsta. 2. Șmirgelul era 2,50 pentru 5 fâșii. Așa. Avem echerul foarte fain, o să ne 3,99 echerul. Da. Dar și plasterul $5. $5. Cred că sunt 4 libre sau 5 libre. Două. Bine, ăsta e foarte interesant, adică dacă mergeți la Home Depot. 4 libre, 1,800 kg. Plasterul e dublu preț. Același, exact aceeași firmă. Da. Hai că am bifat. Ki-ching. Am Menards. Bifat Menards. Mergem la Jerry. La Jerry o să filmez puțin cu telefonul. Probabil că o să se vadă așa o schimbare în calitate. Pentru că acolo nu-i voie. Și e un magazin destul de micuț. E un supermarket destul de micuț. Și-a bine, comparativ cu Costco și Walmart și astea care sunt super mari. Da, și azi e și sâmbătă și e plin de angajați. Și nu acceptă sub nicio formă. Practic. Vă știți cum e într-un aprozar, nu? Ce să mai spui? Așa e în aprozar. Când mergi la aprozar, cei care sunt din 86 și înainte chiar, știu cum arată un aprozar. Nu cum mai sunt aprozare. Da, este un vlaic acolo lângă, era cel puțin, acolo lângă poliție. Acolo mai merge bun. El e tixit. Da. Ideea nu-i spațiu, nu-i să te lăfăiești acolo, acolo să-ți iei produse. Multe, multe, multe așezate și așa e Jerry asta. Da, și nici cum nu ne lasă. Am încercat de vreo 3 ori să filmez și nu vor sub nicio formă. Tot ceea ce eu nu pot să înțeleg, pentru că e reclamă, e reclamă gratuită. Plus că noi de foarte multe ori am trimis românii acolo și foarte mulți oameni cu care am început să vorbim, imediat ne-am spus, hei, mergeți până la Jerry, vedeți, poate vă place ceva, sunt prețuri în general mai bune, poate vă atrage ceva. Și nu ne lasă să filmăm. Probabil că trebuie să discutăm cu ei. Da. Spui pe băie, vedeți că... Mă fac ambasadoarea Jerry. Listen to me as I say. Listen to me as I.
fapt. Ah, pubele se numește. Așa e? Nu știu. Nu știu să ai acest iuț romă. Trecem imediat prin Italia, așa puțin, ca să ne alinăm dorul de Europa și de Italia. Cam și avem aici. Pe săptămână cam o dată pe săptămână o vizităm, da, turnul din Pisa, ia uitați. Cum apare. Ia uite. Trebuie să fac un restaurant italianesc în zonă, ca să mănânci pizza și să te uiți acest minunat turn. Ia uite. Italienii au făcut o eroare și a rezultat turnul din Pisa. Americanii l-au făcut cu bună știință și le-a ieșit. Asta e interesant, că la italieni ei n-au încercat să-l facă așa, nu? Da, a fost dintr-o eroare s-au dus și da, l-au consolidat ca să rămână, să nu se prăbușească. Era normal ca Chicago să aibă niște relicve ale istoriei italiene și să-și facă. Sunt foarte mulți italieni în Chicago. Este și un cartier, Little Italy, cred că îi spune. Little Italy. În Pilsen, cred că Pilsen e, right? Ia uite zona de televizoare, $1,400. Mai adăuga și taxele. Nu sunt niciun fel de promoție. Deci astea sunt prețurile lor. $2,200. La doar $2,199 plus taxe. Plus taxe. Deci o chestie pe care trebuie să o vedeți aici e coșul de Costco. Coșul de Costco e cam un metru cub dimensiunea la el. Bagi doi porci. Doi porci, dacă vrei să cumperi, poți să-i pui în coș și nici nu se văd din el. Și foarte înalt. Da, înalt. În timp ce nevastă ta caută între rafturi și te-ai plictisit, bărbatul se poate odihni. Pui are spătar bun. Și pui pe el. Spor. Voilà. Uite, un mini din asta vrei? Ha? Oh, ce faine! Vezi, ăsta e bun să-l ai în geantă pentru da. Sketch, rapid. 489. Sold out. Ce drăguțe! Super tare! E așa, cu tăpălmă. E exact cât un caiet de sketching, mai mic chiar. Da. Imediat. Foarte faine. Ne-am văzut foarte mulți, că au și mare și mic. Așa te forțează. Îți trebuie ăla mare când lucrezi la un proiect foarte mare acasă. Și din ăsta mic, ca să-l ai în geantă. Celălalt e greu. AirPods Pro sunt acum la $180 la promoție.
sisteme de supraveghere de la Apple, de la Ring. Ah, dar nu, am crezut că au un suport mare, dar de fapt ele fiecare prinse individual. Uite, o promoție bună la Downey, de 3,49, de la 17 și mare, foarte, foarte mare. Un kilogram. Un foot. Da. Un foot de Downey. E foarte fain produsul, dar noi nu putem folosi din cauza că mașina noastră de spălat e foarte veche și nu... Nu face diferență. Revenind la problema coșului, când vezi ce produse sunt Costco, face sens. Acum da, uite, pui aici, aproape că umple coșul. Pentru căței cu simbolurile lor. Vezi? Asta ce-o fi? Doca, doca. De la vodka, dot, doca. Și aici ceva vinut. Vezi seama cum? Every moment tonight, they lend me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go. Voilà. Vă mână de ala? Arată bine. Ușurim. Arată foarte bine. Hai să vedem. Ce zici? Fenomen. Deci că e 100% rodie. Zici undeva pe spate câte rodii pun într-unul. Echivalent la? Acum la promoție, la 10 de dar, la 7. Foarte, foarte bun. Halal gold. Suntem într-un film de groază, uite cum stă. Deci e mai smecher, e gold. E capră halal. Da, dau și lemn și miel. Dau și capră și miel. Da, ambele halal. Dar aduse din Noua Zeelandă. Interesant. Deci nu contează unii locul. 4,89 pe pan și 7,9. Oh. Capra mea. Mă strânge din azi zona asta, dragă, nu-mi place. Vrei să fii Valentinul meu? Valentinul, eu Sionul tău. Valentinul tău. Ia, deci e drăguță. Acasă și am zis să pun și de un haul alimentar cu ocazia asta, că am luat multe produse interesante atât de la Jerry cât și de la Costco, așa că hai să-i dăm bătaie, că de fiecare dată vă plac tare mult haulurile alimentare, sunteți curioși și de prețuri și poate vă mai dăm idei de produse. O să pun undeva pe aici prețurile, sper, la toate
produsele la cele care nu mi-amintesc. Dacă mi-amintesc, o să vă spun verbal prețul, ca să mai economisesc timp la editare. Ele sunt amestecate în clipa asta, dar o să încerc să menționez care sunt de la Costco și care sunt de la Jerry. Mai aici niște ravioli, două pachete foarte mari. Bine, ele sunt împreună legate, dar ele sunt de fapt două pachete. Au un total 1,25 kg împreună. Foarte interesant, organice, cu spanac și brânză. Brânză cașcaval, nu, cred mai mult cașcaval, cheese. Avem aici sucul de rodie, pe care v-am vorbit la Costco. Mie îmi place foarte mult, dau așa câte un shot, între ghilimele, de suc de rodie și foarte, foarte fain. Îți strânge așa toată gura și simți rodia, într-adevăr. Eu nu ți-o pus ochii pe ceva mix de condimente, sriracha seasoning. Foarte interesant. Vedem aici fructe de mare. Acum să vedem. Asta o știu, țin minte că a fost $4.29, dar e foarte, foarte mare. Și uite, văd că pe spate îți dă și o rețetă și rețeta este cu pui. Dar aici în poze avem creveți. Probabil că merge la mai multe feluri de carne. Avem aici de la Jerry 3 pungi de pufuleți. Tot timpul luăm pufuleți. În ultima vreme sunt foarte bune. Înainte nu prea am luat, i-am evitat, pentru că am luat țeapă de fiecare dată. Erau, nu știu, aveau un gust expirat și nu mai erau crocanți așa când îi rupeai. Nu erau ce trebuie, dar în ultima vreme sunt ce trebuie. Și de data asta am luat două pungi, dar la jumătatea drumului m-am întors și am luat una. Am zis, hei, săptămâna e lungă. Și mie sunt mare, mare fan pufuleți. E niște un dressing foarte interesant cu avocado de la Costco. Bineînțeles că să te ține destul de mult, pentru că nu folosești, nu pui dressing ca și supa. Dar e interesant. E plant-based, deci totul e pe bază de plante. Are avocado. Și poate eram curioasă să văd. Deci că nu are conservanți, nu are nimic artificial, e și vegan și vegetarian, dairy free, gluten free. Interesant. Zice că merge fain și cu creveți sau cu pui. În același timp și cu somon și cu, bineînțeles, cu veggies, cu legume. Două rădăcini de pătrunjel. Asta nu știu cum de nor a fost în pungă, dar au rămas așa pe din afară. Pâine. Astea sunt de la Jerry toate. Rădăcine de țelină. Mare, mare bucă. Ia uite aici. Un nap. Place foarte mult din supă. Îi dă un gust tare fan supei. Și semințe, ca tot românul, de la Tadim. Probabil că le recunoașteți. În România, ce puțin, nu știu, acum 3 ani, când eram eu în România, îmi plăceau tare, tare mult semințele astea. Aici e în funcție de ce lot găsești. Unele mai nimerești așa râncede, dar în general sunt ce trebuie, astea de la Tadim. Și sunt la $3.29, cred că, la Jerry, dacă nu, o să corectez eu aici. Eu nu ți-o pus ochii pe mixul ăsta de nuci, semințe, văd și stafide. De la Orchard Valley, de la Costco, Salad Toppers, Glazed Pecans. Și are 680 de grame. Arată foarte, foarte bine. Probabil că sunt gustoase. Eu nu prea sunt fan stafide, dar le nu ți plac. Două legături de ceapă verde, foarte faine și astea. O să fie gustoase în mâncare. Două ceaiuri, cam în fiecare spună luăm un ceai. Bineînțeles, ceaiul de mușețel, pe care îl dau zilnic. Și o combinație de ceai pentru somn mai bun, dar văd că are tot, mușețel, mentă și 1 mg de melatonină. Ulei de măsline, asta este de la Costco, cred că a fost $14.99. 100% Italian Extra Virgin Olive Oil. Uite, să încercăm și pe asta de data asta, n-am mai încercat până acum ulei de măsline de la Costco. Roșii, 99 de cenți de la Jerry. Afine, în perioada asta sunt destul de scumpe mai nouă afinele. Astea au fost 2 la $4, deci $2 bucata și una are 311 grame. Și că am luat două, că se duc repede.
două pachete mari de dezinfectant, de șervețele dezinfectante. Au fost 3 la 1 dolar de la Jerry, deci na, noi am luat două, că mai avem pe acasă. Dar sunt utile, că imediat șterge orice cu ele. Pătrunjel și două legături de mărar. Vreau să le toc și să le pun în congelator, să am acolo. Morcovi, ăștia sunt 69 de cenți și au 400 de grame, 450 de grame. Ce mai avem aici? Cafeaua de la Starbucks. Cred că am vorbit despre ea, nu o să insist. Dar poate vă spunem pe viitor cum mi s-a părut așa în comparație cu lavața. Noi, în general, folosim lavața. Avem aici kefir. Sfântul kefir pe care îl luăm în fiecare săptămână. Cred că e 3,29 $ acum. Roșii. O secundă, că sunt cam departe de mine. Ce-a mai rămas? Un săculeț de ceapă. L-am pus în pungă că face mizerie. Avem aici ceapă roșie. Broccoli. Ionuț și-a luat o legătură tare, tare faină. Sau două. Sunt două aici? Două legături de rodi? De ridic. Două legături de ridic. Mă gândeam că nu sunt chiar atât de mari. Foarte faine. Ia uite de ce faine sunt. Am mai luat niște portocale gigantice. Nu știu dacă se observă mărimea așa pe lângă capul meu. Dar sunt tare, tare mari. Și ce mai avem aici? Ia uite, o cutie mare de tot cu ramen. Ia uite, noodles și sunt cu creveți. Și despre ăștia cred că am vorbit. Sunt 6 porții înăuntru. Și cât erau? $13 și ceva, dacă nu mă înșel. Deci vine undeva la $2 și un pic per porție. E destul de ok. Acum să vedem și dacă sunt buni, cum ni se par. A, uite, asta e fața. Aia era spatele cu instrucțiuni de cum să le gătești. Ce mai avem aici? Iaurturile Activia, 24. Astea sunt cele cu low fat și mai puțin sugar, zahăr. Și cred că atât. Ah, mai avem aici un sac mare de cartofi. Ia uite. Cartofi din Idaho. Oh! Și acum un nou test. Că ultima dată am luat niște pepeni galbeni și n-a fost ce trebuie. Și data asta am zis, hai să încercăm cu honeydew. Ăsta era la 2,98, cred că. Să vedem, să vedem. Nu prea. Cu pepeni în perioada asta nu suntem prea prietenoși. Așa, am crescut puțin luminozitatea pentru că între timp s-a întunecat. Totuși e mai ok. În ultima vreme, pe la 4 și ceva, 5, încă e puțină lumină. Dar până acum 2 săptămâni era crunt, la 4 și jumătate, întuneric. Dacă tot am făcut un haul alimentar, hai să vă arăt și ce am mai primit pe partea de PR în ultima vreme, că n-am mai avut timp să povestim. Am primit un cleanser de la Sephora cu 98% ingrediente din origini naturale, nu are parfum, așa se prezintă ambalajul. Nu l-am testat încă, dar mi se pare interesant. Zice că e foarte eficient și că hidratarea apare după 4 ore de la folosință. Și am mai primit o cutie interesantă de la Rituals cu un produs ce mi s-a părut și destul de inovativ. Asta dacă îți place foarte mult un miros. Este o cremă pentru corp. Așa arată ambalajul. Foarte luxos. Ca toate produsele de la Rituals, toate arată luxos. Nu știu, cu atenție la detalii. Îți atrag privirile imediat. N-are cum să nu-ți placă produsele lor, cel puțin pe partea de packaging, nota 10. Dar ideea e că dacă îți place foarte mult un miros și vrei să folosești crema mai mult timp, ei vin cu un refill. În clipa în care ai terminat crema, bagi refill-ul în ambalaj, în container și gata, poți să folosești. Mi se pare interesant, în total ai deci două produse de 220 ml, deci 440 ml de cremă. Foarte interesant, dacă îți place un miros. Eu în general mă cam plictisesc după o vreme, deci nu știu dacă aș prefera să am refill, dar e o idee bună, e mai sustenabil decât să cumperi din nou tot ambalajul ăla gros de plastic. Și mai avem aici la First Aid Beauty un Hydrating Eye Cream, ceva cremă pentru ochi, hidratantă. Asta sunt entuziasmată să o încerc, mai ales acum pe perioada asta rece. Așa se prezintă crema de ochi.
place foarte mult brandul Crina. Îl folosește mult în ultima vreme. I-am tot dat produse să încerce și ea. Și pentru că are un ten foarte sensibil și ăsta, brandul ăsta a dat rezultate bune la tenul ei sensibil, deci vă recomand dacă aveți un ten mai sensibil să încercați First Aid Beauty, pentru că nu prea au parfumuri, sunt produse destul de curate în ingrediente și sunt făcute pentru tenuri mai sensibile în general. Dar nici ăsta nu are niciun miros. Bun, astea au fost produsele, asta a fost și ziua noastră de sâmbătă. O să mă pun să editez vlogul ăsta ca să puteți să-l vedeți duminică, adică astăzi când îl vedeți voi, sper să fie editat și postat și să terminăm macheta, avem de turnat o formă, o să o lăsăm să se usuce bine de tot și apoi trebuie să facem niște găuri în care o să pun un suport de lemn. Da, astea sunt pe luni, așa că îi dăm bătaie. Vă pupăm și vă dorim numai bine, multă sănătate și să ne auzim cu bine cât de curând. Pa, pa!